Bistro 37, lângă această clădire istorică la Piața Romană. Bistro este clădirea asta micuță de alături, este un loc foarte potrivit de servit masa, e un loc foarte elegant. Servim meniul zilei în Piața Romană 37 Bistro. Am mai fost aici, am mâncat, este delicios. La meniul zilei este ciorbă de perișoare, felul 2, cartofi prăjiți, pui și salat. Ciorba de perișoare separat este 24 de lei. Am mai mâncat aici. Dumnezeule, ce bună e! Are o aromă excelentă. E un loc foarte plăcut aici, la 37 Bistro, în Piața Romană. Îmi place foarte mult. M-am simțit bine la ieșit data trecută când am fost și am ținut minte și am revenit special pentru ciorba asta de perișoare, care este delicioasă. Special pentru asta am venit. Felul 2 arată foarte bine de asemenea, deși erau cartofi piure, sunt cartofi prăjiți de data asta. Foarte bun. Și de la Bistro 37 ne îndreptăm către Piața Romană. Și spre Dorobanți, spre nordul capitalei. Bun găsit tuturor, ne aflăm în Piața Romană, în centrul capitalei, într-o zi însorită și caniculară de august 2023. Mergem să servim masa la Bistro 37, am mai mâncat acolo, a fost foarte bun. Am avut o ofertă cu un pahar de vin la orice meniu. Și mergem să servim acolo pentru că au o ciorbă de perișoare absolut delicioasă. Bistro 37 este fix clădirea asta micuță, în fața mașinii galbene, lângă această clădire istorică, pe stânga. Iată acest Luca în fața la se. Zici că mai strălucitor decât soarele însuși. Am ajuns la Pizza Hut, care se află la parterul hotelului Sheraton. E un restaurant destul de cunoscut, e aici de multă vreme. Am mâncat de câteva ori, dar să spun drept, nu m-a impresionat, că nu mi-a plăcut pizza la ei. Clădirea asta este nouă, dar săraca e destul de tăvălită pe canicula asta, și prăfuită și tăvălită. E foarte agitat centrul ăsta al capitalei, Piața Romană, Bulevardul Dacia. Foarte multă agitație și foarte mult trafic, zgomot și, mă rog, praf nu, dar agitație mult. Iată hotel Sheraton. O să-l mai vedem și de la distanță. De aproape așa se vede. Au, au, au. Un hotel pretențios și scump. Acesta este hotel Sheraton, Piața Romană. Nu știm ce grad de ocupare are. A fost renovat acum câțiva ani și în ziua de azi se prezintă astfel. Ia uite-l în toată splendoarea. Hotel Sheraton. Peste stradă de ASE, clădirea nouă. Aici e calea Dorobanților. De pe calea Dorobanților ne îndreptăm către nordul capitalei, către Băneasa. Astăzi intenționăm să ajungem la Bias. Iată ne aflăm în Parcul Regele Mihai I, care înainte se numea Parcul Ferăstrău. Suntem chiar pe pod între aceste două luciuri de apă. Aici avem această zonă de pantă până la lac și aleea care înconjoară lacul. Și ne îndreptăm către cartier Băneasa pentru a participa la Bias 2023. Pe aeroportul Aurel Vlaicu. Adică Băneasa International Air Show. În drum spre Băneasa facem un mic popas în cartier Herăstrău, în Parcul Herăstrău, care acum de fapt se numește Regele Mihai I. Ne aerisim un pic, admirăm apa,
Într-o zi caniculară, un pic de apă este întotdeauna binevenită. Iată și fântâna arteziană, ce bine arată. Foarte bine încadrată de ramurile copacilor aici, de frunze, așa. Iată, fântâna arteziană din Parcul Herăstrău. Ce super! Ia priviți ce nuanțe minunate în Parcul Herăstrău. Culorile naturii. Încântător. Pe Bulevardul Aviatorilor admirăm primele frunze galbene. Mai e puțin și vine toamna. Uite, deja încep să îngălbenească. Deși încă este caniculă și foarte cald. Sunt frunze de castan care încep să-și producă aceste castane în capsulele astea, ca niște arici. Foarte frumos, acolo este un tei. Se observă foarte bine. Și suntem pe alee în Bulevardul Aviatorilor.